Vă salut și bine v-am regăsit la un nou clip. Am pregătit din nou câteva cufere și am văzut că v-au plăcut foarte mult cuferele Zodiac. Vă mulțumesc pentru aproape 700 de like-uri, dacă nu mă înșel, la clipul anterior de risc. Și haideți să vedem acum o armă sau ceva. Poate, cine știe, prindem. Data trecută n-am prins ceva cu medie măricică, doar niște gheare, dar n-am prins media. Asta este. Am strâns și câteva gărzi, dar foarte puține, pentru că le-am deschis pe parcurs, le-am deschis off-camera și avem banii cash. Vreau să începem cu cele Zodiac. Avem pe fiecare cont în jur de 7, 6, 7, ceva de genul. Cred că pe majoritate avem așa. Și vreau să vedem dacă facem și eșarfe de data aceasta. Uite, mai am și o eșarfă pe mine de 5. S-ar putea să mai facem. Hai să începem, le dăm rapid. Hai, eșarfă, eșarfă, multe eșarfe. Deci primul cont doar eșarfe am prins. Mai putem face una de 10 cum ar veni, deci nu cred că ajungem la avansată de data aceasta. Să știți că dacă luăm astăzi amuleta gardinilor, o să mai fac cufere și o să le mai deschidem să vedem dacă prindem ceva. Haideți să mai vedem în continuare. Vreau să vă zic că am primit un alastor tip 5, fraților, de la Red Killer 01. La început nu l-am crezut, pur și simplu. Am crezut că este o țeapă, pentru că mi-a zis că n-are cutie și am crezut că vrea să dea țeapă de o cutie de transport, adică să-i dau eu o cutie de transport și el să dea schimbă caracter sau să iasă. De unde? Că până la urmă a cumpărat tot el cutie de transport și mi-a dat petul alastor tip 5 și am rămas șocat, sincer, pentru că nu am crezut, pur și simplu nu am crezut că îl va da sau va face gestul ăsta. A văzut că am deschis multe cufere și nu a dat oul și chiar a venit el cu acest alastor tip 5 pe care îl vom crește și vom vedea dacă reușim să-l facem 105, ar fi primul pet pe care l-aș face 105. Momentan este level 70, mai trebuia ținut într-adevăr vreo 100 și ceva de zile, mi se pare, ca să crească un pic mai mult, dar n-are nimic, nu putem pune pretenții acum, este bun și așa. Și mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc Red Killer dacă te uiți. M-am gândit să-i puneți voi un nume, adică o să vedem. Haideți să continuăm cu zodiacele, până acum am văzut numai eșarfe. Hai să vedem și o armă. Ia uite, numai eșarfe. Eșarfă și eșarfă. Bă, dar câte eșarfe am pe șamanca asta? Fiți atenți că mai am pregătite și aici. Și acum mi-au venit full eșarfe din cufere. Perfect, e bine, dar vreau să văd și un arc sau ceva, hai. Licoare, eșarfă, licoare și eșarfă. Tot numai eșarfe. Da, mai vreau să fac. Trebuie să deschid eu amuleta gardienilor din cuferele alea cumpărate. Dacă nu luăm, mai cumpărăm astăzi. Hai mă, și cu armă, chiar nu vedem pe clip, nu vedem astăzi, din păcate. Asta este, n-are nimic, măcar am luat eșarfe foarte bine. O să dau pe șamanca aia și pe ward, deci pe șamanca și pe ward s-ar putea să facem ceva avansate. Și uite că omiteam un cufăr aici, era mișto să vină arma, dar n-a venit. Asta este, n-are nimic, că mai strângem câteva și vom mai deschide. Cine știe ce surpriză prindem, 40-45 medie. Eu tot sper, dar o să continui să încerc. Bun, mai avem câteva gărzi, păcat că nu prea am loc în inventar și va trebui să fac multe pauze. Hai să continuăm acum, pentru că am transferat câteva cufere pe alt cont ca să avem loc. De atâtea eșarfe s-a umplut și inventarul, deci ar trebui date la plus. Mă aștept la 500-600 KK, adică avem 32 de bucăți sau 31, nu mai țin minte sigur. Posibil să fi ratat un cufăr, dar n-are nimic. Hai să continuăm, 40 KK. Se mai pierde, mai sunt și pierde de un cufăr, două, asta nu e mare lucru, din când în când. Pierderile mari sunt când uit să pun toate conturile, să bag toate conturile. N-am mai făcut greșeala asta de mult timp, dar să știți că la început cel puțin mai uitam.
din când în când, hai să zic că am uitat până acum de vreo maxim 3 ori să bag conturile și posibil și de la oboseală să fi uitat în majoritatea cazurilor. Și hai să vedem ultimele bucăți, le transfer imediat și revenim. Uite mă că am prins 600 kk, cred. Hai să vedem un 30 kk din ultimul cufăr. Chiar sunt curios, hai. 40 kk, bravo mă, așa da. Deci am prins 600 kk fără flacără, ceea ce e decent, ca și cum le-aș fi vândut pe cash, cum ar veni. Posibil puțin pe minus, dar dacă punem și perlele s-ar putea să fim chiar bine. Și flăcări n-am mai prins de mult timp, asta este, n-are nimic, lasă-le la altcineva, poate cine știe, ați deschis și voi și ați prins, dar eu n-am mai prins de mult. Acum aș vrea să văd și o eșarfă. Ați văzut acolo pe șamanca cealaltă, avem multe de 1% și s-ar putea să facem. Arunc ce mai am și transfer și banii pe Sura și revenim cu eșarfele, poate mai facem ceva buget din ele. Să știți că până acum, din Zodiac, am făcut așa, o eșarfă de 14, una de 11 și una de 19, off-camera, adică nu le-ați văzut pe astea. Și băi, se strâng bani din eșarfele astea, vă dați seama, 3 oni, cu 3 oni, 6 oni și cu aia de 19, 4 oni. 11 oni numai din eșarfe, plus cu ferele Zodiac, băi, facem așa un calcul și vă dați seama că merită ranul. Haideți că le-am făcut pe toate de 5%, hai să vedem ce iese, una de 10, 2 de 10, hai să facem de fapt Shen, eșarfă Shen, a mers mă, bravo, am simțit bine, și da, unde e, unde, a, uite aici, ah, de 12, n-are nimic, 3 ion și ceva, am scos deja 3 ion și ceva, o pun pe Sura și revenim cu oarul, poate mai facem una. Aici facem doar dacă iese 100% șansa, adică, hai să vedem, uite, una de 10, bravo mă, hai să vedem, eșarfă in. Eșarfă in, asta a fost prima mea eșarfă, parcă am cumpărat-o de 20, ia uite că mi-a și mers, ia, ai de 11, deci am avut o eșarfă de-asta, dacă mai țineți voi minte pe Sura, hai să o punem și pe ea, încă 3 oni, perfect, uite așa mai facem ceva buget. Acum mai acum, hai să vedem dacă luăm amuleta gardienilor, știți că data trecută am mai cumpărat cutii. Și uite, Orison, bravo. Și cred că avem pe ce să-l băgăm. Cred că îl băgăm pe papuci. O să-l băgăm pe papuci, probabil. Hai să vedem dacă mai luăm. Poate mai luăm unul sau hai cu amuleta aia repede. Nu ne opri aici, adică poate prindem numai premii bune. Uite, m-a luat gura pe dinainte și chiar al doilea cufăr n-a dat nimic. Amuleta, marca gardienilor, ar merita luată pentru că e destul de scumpă, dar cred eu că nu o cumpără nimeni. Așa că o să-i dau skip. Marca aia seamănă un pic cu amuleta, dar uite că a și dat-o până la urmă. O să o pun pe shop. Cred că o pun la 40 kk, sper să se ia. E bună pe un cont de plus dacă rămâneți fără animasfere și în caz că faceți pe 8 conturi chiar se simte un pic. Dar, na, să nu cumpărați mai mult de 45 kk, că e mult și 45, sincer. Nici ăsta n-a fost prea norocos, mai transferăm și să sperăm că vor fi mult mai norocoase astea. Chiar vreau amuleta, să mai pot face Zodiac, să mai deschidem acolo, să vedem și noi o armă sau ceva. Poate pentru noi o armă, uite, apărare site e bună. O armă, o zodiacă pentru noi cu 40 medie dacă am prinde de acolo. Sunt un pic visător, dar nu se știe. Bineînțeles că sunt șanse și s-au prins arme cu medii spectaculoase din cuferele alea. Așa că de ce să nu pot și eu să încerc? Apărările site și atacurile site le luăm, că vom avea nevoie. Uite, iar apărare site, vom avea nevoie de ele, așa că nu le ratez. Haideți și cu gardienii, hai să vedem. Uitați-o fraților, haideți că a venit încă 7 zile, că tot întreba cineva cât ține. 7 zile ține, am prins-o, perfect mă. Știți cât se simte, adică e super tare amuleta asta.
Și, na, o să-și scoată banii chiar în prima zi de Zodiac. Pentru că am deschis 10, am mai rămas cu 10 și am deschis 20 de bucăți. 20 de bucăți nu e chiar așa mult. Plus că mi-au mai picat și atacuri site, apărări site, care mai costă. Probabil prin Iohara băgăm, adică doar acolo avem noi nevoie de atacuri și apărări site. Uite că am uitat că mai am câteva gărzi prin depozit. Nu mai aveam loc de ele și le-am băgat în depozit. Am uitat de ele complet. Avem orisonul ăla, mamă, hai să ne uităm puțin pe ce am băgat. Deci avem armura asta, mai degrabă parcă aș băga pe papuci. Și hai să vedem ce prindem. Eram între armură și papuci, s-a dus și orisonul. Atac sângeros, al doilea bonus, un pic de PV în plus și atac sângeros. Na, n-am avut șansă să prindem ceva bine. N-are nimic. Mă mănâncă puțin palma să-i bag un metal în papuci acum, dar nu știu ce să zic. Doar dacă aveam metalul, încercam. Așa ar trebui să deschid hidre și nu știu câte aș deschide. Uite, am miliardul ăsta 100. O să încerc câteva. Pun gărzile astea pe shop ca să am un pic de loc. Cât să le pun? Hai să le pun așa la prețul ăsta. Eșarfele le pun 3,22. Asta e așa, nu 4. 3,22. Perfect, mai poate se vând până, uite, de 11 și de 12. Până terminăm clipul poate se dau. Și ia să vedem hidrele. N-am sticlă pe contul ăsta, din păcate. O să intru pe alt cont și o să cumpăr 10 bucăți. Dacă pică metalul, dăm un plus în papuci. Pentru că ați văzut, în depozit am 10 pietre ale lunii. Și de asta aș da. Dacă prinde mai multe metale, bineînțeles că dă mai multe plusuri. Acum depinde de norocul nostru. Hai cu 5 bucăți momentan. Lucioase, exorcizări, pune și alea, pergament. Mamă, băi, dar numai lucioase. Da, cam ceva surprinzător, pur și simplu. Nu puteau să vină metalele cum vin lucioasele astea. Uitați-vă și voi câte avem. 1000 din 5 cufere, hai să mai luăm 5, ca așa am zis, 10 maxim, uitați-le, le avea în formă de inimă, păi mă, cu și un metal, dacă tot, ia, stai așa că nu prea stăm bine cu locul, uite-l mă, bravo mă, hai că poate mai vine unul, ce să, lăcomia acum, ce să zicem și noi, Da, dar n-ar strica încă unul, că avem mai multe șanse. Avem mai multe șanse la papuci să-i facem plus 9. Doamne ajută. Ia. Bă, dar unde au dispărut? Așa de repede au dispărut 300-400 caca? Sau am cumpărat eu una la capcană? Așa au dispărut, ce să mai. Asta este. Bun. Uite, mai avem acolo ceva spațiu, în al doilea inventar. Hai să ne punem pe deschis. Hai mă, uite aici apare. Să apare aici încă un metal. Bijuteria aia semăna un pic. Pac, lucioase din nou. Sac emoții. Ramură roșie. Iară lucioasă. Să-i le iau pe toate. Hai să-i le luăm pe toate. Da, chiar mă opresc. Dacă nu mai dă un metal, ne-am oprit și dăm plusul în papuci. Cred că este o idee bună să-i facem plus 9, însă nu știu dacă avem noi șansă. Mai mult cu manual ies, adică e șansă mai mare cu manual din ce am văzut. Iară lucioase. Să știți că nu le arunc, de-aia nu... Aș putea să mă duc să le vând, să scap repede de ele, dar le păstrez. Nu se știe când avem nevoie. Biscuit cu proteine, hai să înviem un pet PVP. Și că veni vorba de pet, hai să chemăm Alastorul de care v-am povestit. Uitați-l, este level 70, din păcate are puțin PV, așa cum v-am zis. Este tip 5 și probabil a crescut, deci el crește între 0,1 și 0,6, ceva de genul. Și probabil n-a avut noroc să prindă procente mari. Dar n-are nimic, a mai venit și o magică din cufărul ăsta, pentru că am crezut că e ultimul, dar mai avem două cufere și poate mai prindem.
Deci avem două magice, perfect. Super, sincer. Lucioase, mamă, hai să scăpăm de lucioase și revenim. Hai să continuăm. Bijuterie și ultimul cufăr probabil, permis de trecere, permis, lasă-ți bune permiselele. Da, ne-am oprit, că ne-am oprit și bine, ne-am oprit și bine. Două șanse, două încercări la plus 9, hai că e ok. Luăm două bucăți de pietre ale lunii din depozit, 8 mitrile și cam aia e. Revenim cu tot ce ne trebuie și dăm la plus imediat. Am revenit cu tot ce avem nevoie și începem. Stai să dăm și un sonor, bineînțeles. Să auzim sunetul ăla de reușită. Hai, chiar aș vrea. Prima eșuare. Nu prea avem șanse, adică cu metal greu, cu metal foarte greu. Da, se vede că e greu cu metal. Nu mai încerc, am vrut să văd dacă putem să-i facem plus 9. Acum mergea un manual repede, dar nici măcar nu-l avem. Asta este, trebuia să chem alastorul, dar am uitat. Poate, hai să mai deschid doar 5 cufere Hydra. Poate cu alastorul băgat vine și metalul și încă un plus care va reuși. Doar atât mai încerc. Alastorul este chemat, vedem acum dacă prindem încă un metal. Biscuit, ne-a dat biscuit pentru alastor. Cartea pietrelor, Exo. Biscuit, eșarfă, n-a mai venit metal, dar măcar a venit o eșarfă. Nu știu sigur dacă mai am una de 10%, posibil să am prin depozit, ia să vedem. N-am mai găsit nicio eșarfă, dar am mai deschis de ceva bani și ce credeți, a mai venit una, ne-a mai venit perechea, să dăm și noi încă un plus. Astăzi am dat și eșarfe și cufere și vreau să mai cumpăr 3 cufere la store acum în timp ce mergem spre eșarfe. Dacă îmi pică ou, îl vând. Nu știu cât costă, o să mă uit acum. Stai să dau pe șamancă pentru că n-am destul yang, chiar n-am aproape deloc. Dacă îmi pică ou acum, îl vindem că e scump rău de tot. Nu prea am pretenții la cum am văzut că pică dropurile, dar cine știe, hai să vedem acum, 3 șanse la ceva bun. Poate îmi pică niște upgrade-uri de alea la 7 ani, că sunt foarte bune. Hai să totuși să scot sonorul și începem. Nu știu cât costă cap dragon alb, e un item de upgrade. Sper să fie ceva, dar nu cred că e mult. Nu cred că e mult. Două, mă, două la rând, dar dacă e mult... Dacă e mult, îi mulțumim, dar nu e, sigur nu e mult. Cap dragon alb, hai să vă zic. 70 KK, bă, ne-am scos 70% din cufăr. Și ultimul, marmură. Se putea și mai rău, poate, uite, dacă facem eșarfa asta, ne recuperăm. Se putea și mai rău. N-a vrut să pice ceva mai spectaculos și nici nu mai încerc. Poate dățile viitoare o să mai încerc. Acum că avem oul, că avem alastorul direct, ce să mai ou. Și nu v-am arătat că e tip 5. V-am spus, eu nu credeam nicio secundă că e adevărat că îmi dă băiatul acela pet. Hai să vedem acum, e tip 5 sau nu e tip 5? Este tip 5, după cum puteți vedea. Vor intra cărțile foarte bine, dar probabil PV-ul va fi mai micuț. N-are nimic acum. Ăsta-i razadorul, stai să vi-l arăt. De fapt, razadorul pe ninja. Razadorul meu e tip 6 și are și ăla PV mic. Da, apoi ăsta că e tip 5. Oricum, va avea cred că pe la 90 și ceva, undeva la 9% PV sau 8, ceva de genul 8.6, depinde și cum pică. Ia, pac, țac, și-a mers și asta, perfect. 13. Bă, nu mai eșarfe foarte mici astăzi. O să pun și capetele astea pe shop. Da, e ok. Mai avem safirul ăla, nu l-am vândut și m-am decis că o să mai dau. Pun roata în funcțiune să văd ce sumă bag în safir, pentru că n-aș băga toți banii. Am un item pe care vreau să-l cumpăr și vreau să strâng bani de el. Și
O să vi-l și arăt, dar nu acum, că se poate vinde, se poate cumpăra pe parcurs și chiar vreau să-l cumpăr. Hai să vedem suma pe care o vom băga în safir, pe lângă ce mai avem noi. Sper să nu terminăm clipul tot cu clarul, că de 3 clipuri așa am terminat, doar cu clar. Hai să vedem, am pus și 0 oni ca să fie mai interesant dacă pică 0, a, 10 oni. Dar și din 10 oni am putea face măcar un perfect, înțelegeți? Așa că hai să încercăm. Am cumpărat aproape toate anticele de pe piață și hai să începem. Începem cu sfârșitul, ia. A mers primul, 2, eșuat, 3, 4, filmăm, mă? Bă, filmăm, ia uitați-le, fraților, că e bine, e bine. Aoleo, ce laud degeaba. Mamă, hai, mă! Ia uite-l, mă, ce laud degeaba, mă! Primul mitic. Du-te, mă, uite-te și tu, hai! Ce e aici? Sura war sura, iar așa? Pe ăsta mi-am luat overpay, data trecută mi-am luat un 8 oni. Interesant, hai să-l punem pe shop. Punem pe shop că el așa gol e un 6 oni și o să-l cumpăr cum ar veni. Mi-am luat 8 oni lejer pe ăsta, pe unul de genul. Și hai să dau un 6 ori pe șaman, că mai cumpăr un mitic direct, înțelegeți? Și acum sper să meargă, să facem și noi perfectul ăla blestemat. Nu știu de ce am eu așa o impresie că ne eșuează și astăzi, sper să nu. Ia uite, mă, iară dau așa, hai să dăm pe claritate direct, am așa o superstiție. Uite-l, mă, eram sigur că eșuează, sura ninja ninja. Și ăsta ar putea face ceva, sincer. Dublu ninja sura. Să-l pun și pe ăsta 8 oni. Hai să-l punem și pe ăsta 8 oni. Uite-te și tu ce ne împiedică safirul ăsta. Nu am văzut perfectul, pur și simplu. L-aș arunca și pe ăsta pe shop 14 oni, ai 15, îl pun 15. Am uitat să deschid shop-ul acolo și să ne uităm dacă a mai apărut ceva. Hai să ne uităm la strălucitoare prima dată. Uite, gol 75. Ninja Ninja Lican 77. Ăsta tot așa cred că e Ninja Ninja Sura de fapt. War Ninja Lican 110. Ăsta ar fi ok, dar tot nu l-aș lua. Uite, ăsta l-a mai scăzut un pic, 170. Ok. Uite, gol 89. 160 Lican Shaman Lican. Shaman Warlican. V-am zis că ăsta ar fi ok. Și 300 de oni Ninja Lican Shaman. Da, trebuie buget destul de măricel. Aș fi vrut eu să-l fac, însă nu vrea. Ați văzut și voi. Bine că m-a oprit la 10 oni astăzi. Nici măcar perfect, mă, n-am văzut. Uite, mai aveam un antic aici. Îl pun și pe ăsta. Îl pun și pe ăsta 70. Perfect. Și nu mai vreau să vă safir. Cred că îl cumpăr direct. Avem și câteva rotire aici. Nu prea am pretenții mari pentru că data trecută am avut destul de multe și n-am prins-o. Acum avem destul de puține, dar poate norocoase. Hai să vedem ce prindem. Prima rotire elixir, e bine elixir. Să știți că îl prindem destul de greu și elixirul. Uite-l, mă, cum a oprise pe mănușă și a zis, hai, mă, că-i dau încă o pătrățică în sus. Că așa face roata asta. Ce-a mai dat? Spirală timp. Hai, mă, și cu o mănușă acum. Hai că vii, hai că vii, hai că vii, hai că vii. Hai, mă! Dar cum e posibil, bă, fraților, să nu vină și să-ți facă de-astea? Fiți atenți. Din nou, la rând. Câte am dat, fraților, că am dat destule, ia fiți atenți. Salvează suflete, 2000 în cap, fix, folosit 2000. Asta înseamnă, cât înseamnă? 40 de rotiri, nicio mănușă sau premiu bun. Uite, mi-a schimbat și recompensa, cumva.
Dar da, poate măcar una o să prindem și noi până la sfârșit, deși nu mai avem foarte mult timp. Păi, ce moftic, chiar îți ia și timp, îți ia destul de mult timp să faci și nu știu care ar fi șansele. Că dacă aș ști că nu pică și că îmi bat capul degeaba, n-aș mai încerca, înțelegeți? Dar, na, mai fac, o să mai fac și pentru data viitoare, ca să o vedem. Hai să continuăm cu premiile. Am zis că dăm acum 3 cufere valoroase verzi și sunt curios cine le câștigă. Hop, top, niciun mesaj, nimic, dar a câștigat. Felicitări, ia să vedem. Hot, zop, e hot sau ce? În fine, opa, asta e așa că nu merge numele. Da, deci nu merge numele, așa că dăm din nou. Măcar ai încercat, asta este, nici data trecută nu prea a mers foarte bine. Dar astăzi sunt mulțumit totuși că am luat amuleta pe Hidre, surprinzător. Deci chiar dacă nu mi-au mers papucii, măcar i-am încălzit pentru data viitoare, înțelegeți? New Cosmin, ia să vedem, Cosmin, cred că merge, că parcă a mai câștigat el. El este primul. Al doilea este Nec, hai să vedem, perfect a mers. Și ultimul, hai să vedem cine este ultimul, Canox, perfect, hai să vedem dacă merge. Am trimis tot, data viitoare vreau să dau un cufăr la store, poate va fi norocos. Și ce trebuie voi să faceți este să îi puneți un nume acestui pet. Am aici pergamen nume însoțitor, îi vom pune un nou nume și probabil cel mai votat sau cel ales de mine, cel mai tare nume va fi pe pet, va fi pe noul pet al Astor. Și dacă aveți ceva în cap, scrieți acolo și numele vostru în comentarii ca să câștigați cufărul al Astor. Mai avem aici în poștă niște iteme de upgrade de la Claudiu95, o să-i dau și lui un cufăr valoros verde pentru itemele de upgrade. Și îți mulțumesc, Andrei Popa s-a alăturat din nou cu 14 luni de membru, îți mulțumesc foarte mult, încă din primele zile, mulțumesc de susținere, nu uităm și de un buton de like, subscribe în caz că mai vreți să vedeți. Și ne auzim data viitoare, probabil cu mai mult noroc, eu asta sper. Așa cum am zis, mulțumesc și membrilor care mă susțin și ne auzim data viitoare cu content fresh. Vă salut și multă pace!